Accidentarea Janinei Luca la cartilajul piciorului drept a recidivat, astfel că interul echipei HCM Râmnicu Vâlcea va ajunge din nou pe masa de operație. Povestea accidentării interului dreapta a pornit încă din finalul sezonului trecut, când aceasta a evoluat în play-out cu meniscul rupt, situație care i-a agravat mult starea de sănătate. Operată în vara trecută la menisc și cartilajul genunchiului, Janina a trebuit să stea pe tușă 4 luni, apoi din dorința de a ajuta echipa a revenit pe teren, deși nu era refăcută complet. Presată de club să revină, Janina a riscat, iar acum toată lumea are de pierdut. Toate nu mai putem conta pe Janina Ro. A recidivat problema de la genul pe care a avut-o. Astăzi nici n-am folosit-o, nici nu cred că o putem folosi până la sfârșitul sezonului. E destul de greu pentru că mă așteptam, adică aveam promisiunea ca în retur și Janina și Clara Vădineanu, care astăzi a evoluat, să mi-aducă un plus de consistență și de valoare la linia de 9 metri. Nu, încă nu am lucrul ăsta, nu mai rămâne decât Vădineanu pentru următoarele meciuri. Janina ieșind din calculul acestui campionat. HCM Râmnicu Vâlcea ocupă locul 9 în clasamentul Ligii Naționale și are doar 5 puncte avans față de locul 11, care duce la baraj de supraviețuire.